s-a înălțat, dragii mei, sunt Elisabeta Vasile și începând cu această oră vă invit în fața micului ecran să urmăriți emisiunea Muzică și Poveste. Pentru că suntem la ceas de sărbătoare, ne-am gândit să aducem aici în fața dumneavoastră pe prietena noastră dragă, Cristina Simion. Bine ai venit, draga mea! Bună seara, Elisabeta Vasile! Bun găsit! Mulțumim frumos pentru invitație! Tu ești un om frumos, așa cum te știu eu, mulțumesc, o prietenă dragă. Și m-am gândit eu că fiind sărbătoare, astăzi, da. Nu ai ce face, nu? Să fiu și eu în casa în sat cum să nu aici, pentru că noi suntem o familie, o altă familie a ta. Numeroasă și minunată. Și da. Se cuvine ca la această sărbătoare să fim cu cei dragi lângă noi. Exact, da. Păi să intrăm așa puțin în pâine și sigur că da. Să începem așa cu... cântecul tău, de unde a plecat el, de unde și-are rădăcinile, de unde vii tu, cine te-a îndemnat să cânți? Nu știu, nu pot să spun că m-a îndemnat cineva, din potrivă părinții mei și mai precis mama a fost împotrivă. A, așa. Mai cunosc eu pe cineva. Vin de la Turceni de Gorj, o gorjancă, un sătuc micuț cu oameni minunați, de acolo mă trag. Ulterior m-am mutat, să zic așa, dacă pot spune, la oraș, dar sunt țărancă. Te-ai înrădăcinat și ai plecat cu greu de acolo. Cu mare greutate. Deci te trage ața să mergi mereu acolo la mami, la tati, unde... La casa părintească, da. Că din păcate ei nu mai sunt, au plecat printre cei drepți, să zic așa, în ceruri, îmi place să cred și să spun. Însă... rădăcina de acolo este și folclorică, dacă pot să o numesc așa, pentru că mergeam pe la horile satului când eram mititică și îmi plăcea să ascult muzică. Da, muzica... Te duceai și tu cum făceam eu? Dați-mi și mie microfonul, să fie și un cântec. Păi să știi că n-am avut curajul acesta, însă eram ultimul care pleca din cort, ultimul copilaș, adormeam acolo pe o țava cortului uitându-mă la lăutari. Da, păi și venea mami cu tine, bănuiesc. Și venea mami cu mine. Și mami și mă dădea câte mami, mi-e somn. Mai luam câte o pălmuță, că nu era de acord. Oamenii de la țară vedeau pe atunci, nu știu dacă și acum, altfel situația de a pleca fata de acasă. Și mai ales de a se face solistă, cântăreață, era... Da. Nu era de erau lume, pe principiu, nu era o mândrie da, chestia da, da, asta. Nu era, da. Și a fost împotrivă mama, pentru că pe tata l-am pierdut când eu aveam 13 ani. Îmi pare rău. Îmi pare rău, dar el te veghează de acolo de sus. Categoric. Și nu, categoric, vegându-mă de acolo, știe ceea ce fac eu și plus de asta i-a spus și mama când s-a dus la... Apropo de chestia asta, am înțeles că astăzi, fiind înălțarea, în multe zone se fac hori de pomană. Dacă nu mă înșel, pe la Valea Mare, pe la Bâltea, nu știu exact, ne spunea un prieten astăzi la cafea, nu știu în zona ta dacă nu, se face așa nu, ceva. Nu, adică nu. Îi pomenim pe cei doar pomenindu-i lumea... dându-le câte un colăcel, câte un ou, astăzi un ou roșu sau ceva în numele lor. În așa este, ce să sufletul lor trecut în neființă. Dragilor noștri telespectatori, decât că vreau să fie alături de noi, să fie binecuvântați de Dumnezeu, să fie sănătoși și să-i bucure ceea ce facem noi, că noi facem cu tot sufletul. Ți-aduce aminte prima scenă? Nu știu, acolo la tine în sat prima, sau altundeva? Prima scenă cred că a fost la clasele primare când spuneam poezii și acele cântecele după la școală. Acolo, nu? Da, prima și scenă. Și după, nu știu, ai avut un model, un solist, un solistă de muzică mi-a populară? Mi-a plăcut dintotdeauna care... Maria Ciobanu și îmi place. Bine, ai mai mult, dar... așa, tu ești așa soprană, să zic. Mulțumesc. Mi-a plăcut dintotdeauna. Ai făcut o școală de specialitate? Am făcut școala populară de arte. Aici în Târgu Jiu, aici nu? În Târgu Jiu, da. Să nu spui că la clasa doamnei Soca, ci acolo nu, am la doamna eu. Cornelia Cotan. Și o salut cu drag. O salutăm și transmitem multă sănătate și dorim. Și când ai început dorim... în cursurile Școlii Populare de Artă, bănuiesc că ai început să participe la concursuri, nu? Te trimiteau, nu? Da. Da. Și te-ai bucurat de... Ai vânat multe premii? Am luat foarte multe premii, dar dacă îmi dai voie să spun prin cum am ajuns eu să... Pentru că mama era împotrivă și fiind și venind dintr-o familie modestă, adică ușor sărăcuță sau nevoiașă, dacă pot să spun,
Noi cam toți am fost așa. Da, nu prea puteam să... posibilitățile care sunt astăzi. Care le-au copiii noștri, da. Așa este. Și ne dându-mi voie, prin festivaluri mergea cu mine doamna care era pe atunci la Casa de Cultură directoare, sau mai participau în contul meu, cum ar veni, și primarii de pe acolo, pentru că financiar nu-mi permiteam și nici nu-mi dădeam mama voie. Da, pentru că dacă mergeai la un festival la Constanța, trebuia să plătești trenul, trebuia să bănuiesc, da. Se asigura o diurnă, o ceva, dar... Da, nu era suficient. Nu era suficient. Da. Și mai încoace, mai târziu, trebuia să dăm și un bănuț pentru... Ajută-mă... pentru preselecție, încoace târziu. Erau taxele care taxele, așa este. Este iar eu, iar eu nu-mi permiteam. Nu aveam nici de unde și era și împotrivă mama. Și chiar dacă ar fi avut acolo, să zic așa, la batistuță, ceva mai pus aparte, nefiind de acord, nu m-a susținut. Dar ce vrea mama ta să te faci, dacă n-a vrut să te faci cântăreață? Sincer, nu știu ce a vrut să mă fac, pentru că prima mea nuntă în adevăratul sens al cuvântului a fost la 14 ani. Sora mea, eu pe la 13 ani jumătate, da, așa că... în cartierul Ostroveni, în Vâlcea, dar stai să spun cum am ajuns acolo, că mama știa că sunt la Târgu Jiu aici la școală, fiind cea mai bună atletă din liceu. Ai fost sportiv? Da, am venit aici la Târgu Jiu ca și ai la școală, sport. Așa, și așa am putut să scap eu așa oarecum de... Să ai puțină libertate. Să am puțină libertate. Mama știa că sunt la școală, bun, iar eu eram pe la Vâlcea la nuntă. Atunci a fost prima mea nuntă, la 14 ani. Cum ai ajuns tocmai pe la Vâlcea? Am avut colege de clasă de acolo din zonă. Și m-a invitat acolo. Te-au invitat acolo, nu? Și cum a fost primul tău impact? Credeam... La nuntă știi cum e, ești aproape de om, omul e lângă tine, vine să-ți mai spune ceva la ureche, vine să ceară o melodie. Clar, nu gândeam atunci și nici nu vedeam situația atunci. Nu vedeai pe nimeni, bănesc. Atunci, fiind și un copil cu minte de copil, că la 14 ani, și nici nu știam prea multe despre... Timid și mic în gândire, că era 14 ani, minte de copil. Credeam în mintea mea atunci, mi-aduc aminte vag, că eu sunt în stare să țin o nuntă de 3 zile, cum se țineau pe atunci, 3 zile nunțile. Cum să nu? Și cred că după o oră și ceva am răgușit de n-a putut să mai vorbesc. Nefiind vocea formată, o să discutăm de chestia asta, dar și... să urmărim așa micuța surpriză pe care ne-a pregătit-o echipa SATV și revenim iară cu amintiri, cu chestii frumoase. Da. Uite aici pe... Codana noastră, ce codiță aveai aici? Da. Ai fost, ești brunetă de făl, nu? Da, sunt brunetă. Aici e Adnana mea, fata mea. Ai o fată, să-ți Am o trăiască. Fată și un băiat, mulțumesc. Și un băiatul. Aici e soțul meu cu Robert, cu băiatul care acum are 15 ani. Mama cu Adnana. Da. Mama care n-a lăsat-o pe doamna, da. Mama care n-a lăsat-o pe Cristina să cânte. Aici copiii mei, Adnana și Robert. Să-ți trăiască. Mulțumesc. Cântă vreunul? Adnana cântă muzică ușoară. Uh-huh. Aici eu cu Adnana, cu fica mea, la Craiova, ca fetele, la plimbare. Uh-huh. La shopping. Da. Uite aici pe Cristina brunetă, de nerecunoscut. Acolo e Adnana, e Adnana prin spectacole. Aici eu cu Adnana... Aici e Cristina mai blondă, cum e acum. Da, 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 da. Deci acum la 20 de ani te-ai făcut blondă, bravo! Da. Aici fica mea a avut un spectacol pe undeva pe la Olt, dacă mi-aduc bine aminte. Cel de la Proconsul, nu? Da, da, da. Aici eu cu soțul meu. Da, salutăm pe soțul lui Cristina, care o aduce tot timpul pe la filmări. Care îmi suportă. Uite ce Cristina avem aici. Da, da. O domnișorică, așa de 20 de ani. Mulțumesc frumos. Uite ce cochetă și drăguță ești. Mulțumesc frumos. Costume frumoase, uite, stă frumos și în costum național și civil. Da, mulțumesc. Aici am avut acum 2 săptămâni să rămână un spectacol pe la Severin cu Venera, cu colegii mei de cânte, colegii noștri ei de cânte. Ei salutăm și așteptăm și pe ei aici. Da, aici pe la Constanța de 8 martie am avut un spectacol. Da, cunosc pe doamna de acolo din stânga, un realizator. Da, da, da. Aici tot la Constanța, că știi și tu că ne-am întâlnit pe plajă amândouă. Așa e, am făcut și plajă, am fost și pe la emisiune. Exact. Am făcut mai multe lucruri. Da, sigur. Deodată. La o altă televiziune noi dăm numele. Uite ce cămașă frumoasă, ceva cu galben, am și eu ceva în genul. Am primit-o cadou. O să vorbim și de lucrul ăsta. Da, da. La fel tot pe la Constanța, la o televiziune. Emisiune, uite, activitate, văd da, că ai. Da, da. Timp și voință să fie
Și sănătate. Sănătate. Că... Da, aici, uite, la aici, filmări, mi se pare Zăican. Că tu ne-ai făcut film. Am fost la tine la filmări aici. Da, da, păi tine, ești da. Cam nelipsită de la începuturi, încă n-ai fost alături. Da, cât am putut și eu să fiu prezentă. Normal. Și mulțumesc de invitație. Da. Uite, aici arată. Aici sunt poze de sâmbătă, de la nuntă, unde am avut la Curtea de Argeș cu o parte din colegii mei. Departe, da, deci da. Mergi și prin țară. Ai prin zona Mehedințului, aici am... Iarna. Iarna. Colegi de cântec, dragi, pe la Buzău suntem aici. O, departe? Da. Uite aici, era frumos, aici era roșcată. Aici, da, roșcată, încercam să rămână, mulțumesc. Aici pe la Curtișoara, când ne-am întâlnit frumos, uite ce aminte cu echipa frumoase. Nu te apucă nostalgia, da, zine da. Să și lăcrimezi, mm-hmm, așa exact. Că timpul trece păi pe lângă noi. Frumoase. Și parcă ne apucăm să le facem pe toate, așa ni se pare uneori. Și să revenim la ce discutam mai devreme. Te rog. Ai zis că... Poți să susții o nuntă de 3 zile? Așa credeam eu. Cu vocea ta puternică, suavă. De copil de 14 ani? Da. Și după o oră și ceva am răgușit. Pentru că ai cântat imposibil. În forță, asta este. După aceea ai văzut-o cum este. În timp, în ani, da, în timp, da, mi-am dat seama ce trebuie să fac și cum. Pentru vocea nefiind lucrată. Pentru că ai făcut o școală de specialitate și ai văzut cum e să lucrezi, ai învățat respirație și așa mai departe, nu? Da. Pentru că a cânta nu e chiar floare la ureche, chiar dacă e de la Dumnezeu, totuși vocea foarte trebuie adevărat, lucrată. Foarte adevărat. Șlefuită. Așa, foarte deci ai zis, că ai obținut foarte multe și, mă rog, nu numai și pe la Godinești, și pe la Tizmana. Și prin țară. Și prin țară. Da, am fost susținută până încoace mai târziu când, având bănuții mei de pe la nunți, am putut să mă mai deplasez și... Primele tare înregistrări? Ți-aduce aminte când și-au făcut apariția? Nu mai știu, că le-am luat așa pendelete, deoarece știm cu toții care suntem în lumea muzicii că e destul de costisitor să scoți un album pe piață. Când au fost primele înregistrări, n-aș putea să vă spun că nu-mi mai aduc aminte spre rușinea mea, însă pot să spun că, astrângându-le în 2004, am scos primul meu album pe piață, da, cu 12 și piese. Revenim după ce ne și cânti, că doar de asta drag, am venit aici. Domnule, sigur că da. O să o punem pe Cristina să ne și cânte două piese frumoase și revenim aici să discutăm. Să depănăm amintiri și să depănăm numai lucruri frumoase. Sigur. Haideți că să urmărim piesele. Să nu-ți găsești
iubește, mână-ntre mea și alătuie. De-o fi bărbat răsura, să știi mea că-i păcă. Să nu-ți găsești liniștea, mână-ntre mea și alătuie. Am revenit, dragii noștri, cu muzica și povestea Cristinei Simion, piese frumoase, versuri frumoase, linii melodice de excepție. Cine îți face liniile melodice?
Păi să începem așa de la domnul Parnica, cu care am început să colaborăm. Îl pupăm pe maestru Parnica. Linii melodice mi-a făcut și Florin Bordeianu. Am colaborat și cu Maria Burlan, cu Măriuța. O pupăm pe Măriuța, că mi-a făcut și mie ceva frumos. Da, da, lucrează foarte. Mulțumesc să ține Dumnezeu sănătos. Sigur, să facă în continuare numai melodii frumoase pe sufletul nostru. Dar la texte sunt pricepută și eu, doar la... Băi, atunci nu te las până nu faci și mie ceva. Uite, îmi place asta cu 7 ani de acasă. Da? Știi? Pentru că e mare lucru să ai 7 ani de acasă. Și să-i păstrezi așa toată viața. Să-i păstrezi toată viața, să nu-i pierzi pe drum. Da, să nu-i pierzi dacă pe drum. Dacă i-ai pierdut, nimic n-ai făcut. Că uneori e... Da. Să mai cunoaștem. Se pierd pe drum, din păcate. Ne salută și ne felicită cu drag prietenii noștri de pe Facebook. Doamna Nanu Marinela, Marce Butică din Spania, doamna Tudorița Teopopa, prietena... Îi pupăm și pe cei de la Turce, pe Marinela și pe doamna Tudorița și pe toată lumea și pe domnul Fota și toți prietenii noștri. Da, pe domnul Constantin Constantine, spune Hristos a înălțat. Adevărat a înălțat. Cisar Elena și preotul Grigoroiu, care este prietenul nostru drag și al televiziunii în sat. Vă salutăm, părinte, și vă spunem și noi, doastră ne-a zis Hristos a înălțat, noi vă spunem adevărat a înălțat. Prietenii noștri care trebuie să le mulțumim de fiecare dată, că fără ei noi nu am existat, n-am avea pentru cine să cântăm, nu-i așa? Și care sunt activi, că eu urmăresc postul de televiziune în sat, atât cât timpul îmi permite, dar îl urmăresc și ei sunt activi tot timpul. Prietenii. Asta este, uite, încet, încet. Asta înseamnă am mers, că ne iubesc. Am mers cu pași încet, dar sigur, iubiți, am da. Ajuns la sufletele dumnealor și sperăm să ajungem în continuare, pentru că emisiunea se urmărește și pe internet. Românii din afară sunt dornici să asculte folclorul nostru românesc. Ei sunt acolo plecați, știi și tu bine, nu de bine. Pentru un trai mai bun, să zicem așa. E un balsam pentru sufletul oricui. Și la supărare și la bucurie, exact. Cântecul ne alină oricum. Acum să continuăm cu... tu ești... Ce zodie ești, Cristina? Eu sunt balanță. A, cunosc zodia asta. Tatăl meu este balanță. Da. E un om blând, un om muncitor, așa ca tine, și cu o siluetă la fel ca tine. Să rămână. Ei, încerc și eu din răsputeri să, cum să zic, să mint bătrânețea, să o păcălesc, să mint anii, mai bine spus. Că poate de nu... ce? Că sunt anii noștri. Sunt anii noștri. Noi trebuie să... Nu, că nu mi-e rușine cu ei, să-i mint noi eu pe ei. Avem 20 de ani, atât. Da. Dragii chiar noștri, și mai puțin. 20. Și mai puțin, dacă se poate. Da. Așa, nu, pe bune. Și de asta vreau să spun că balanțele sunt blânde, muncitoare, strângătoare, să sunt știi. Tot, nu? Să știi. Cam cum ești tu. Da, am grijă de bănuți, așa, nu, și de bănuți, nu-i arunc și tati, dacă oricum. Vede și undeva o piuliță pe jos, o ia și o pune undeva și zice, lasă că îmi trebuie nu știu când, dar poate aia nu mai e bună da, de nimic, da, numai da. Dar să fie acolo, nu? Adevăr grăiești. Da? Foarte adevărat. Deci, tu ești și o mămică foarte fericită și împlinită și o soție foarte fericită. Da. Salutăm pe soțul tău și mulțumim că... Că el te susține. Mă are susține. Grijă de tine, merge cu tine peste tot prin chiar țară, peste că tu tot. Conduci ca și mine, adică șofezi, îl conduci pe soțul tău. Nu? Mașina da. Mai târziu. Mai târziu, da. Așa și eu o să fac, soțule. Niciodată nu o să conduc mașina decât pe tine, dacă pot. Da. Mi-e teamă de a conduce. Nu? Am glumit. Acum da, asta da. Este. Mai facem și noi și... Da, sigur că da. Boie bună, că doar de aia se... Pentru asta este suntem aici, nu? Așa este. Da. Așa, Nana și ai zis pe și băiat. Robert. Robert nu cânt, ai zis, nu? Robert a făcut 3 ani de pian. Ah, uite că și el da. Ai vrut să-l faci, să faci ceva păi din au, el. Au înclinat, deci mă moștenesc amândoi. Asta e un lucru. După 3 ani îmi spune, mami, e foarte greu să cânti, fată, așa îmi zice. E foarte greu, nu mai vreau să cânt la pian. De ce? Vreau să cânt ca soră mea muzică ușoară. Da. Și are o voce, dar eu aș fi vrut să facă și folclor, dar știi cum e, copiii din ziua de astăzi trebuie să-i lasă și aleagă ei. Așa trebuie să știi. Deci probabil o să facă până la o nouă anumită vârstă, ce zic părinții, din respect și din rușine. Însă mai târziu probabil o să-și aleagă drumul pe care ei vor să-l urmeze și atunci normal, derutându-i așa, nu știu dacă e normal să... le spunem, le, îi supo, tu doar îl îndrumi, dacă da, el... Îi susținem în ceea da, ce... Da.
că nu fata vrea. Fata ai îndrumat-o, bănuiesc, pe folclor, dar uite că ea face ușoară, face merge ușor cu tine la evenimente, da, și ești, da, mândră, nu? Tu foarte populară, mândră, ea ușoară. Poate face și un duet amândouă. Adnana e cu noi, este acolo cu echipa Ensat. Da, o pupă, mami. Adnana, ești o frumoasă și mă mulțumesc bucur că mergi cu mamii tău acolo. Da. E bine, e să bine și când să bucuri sufletul omului. Noi, da, facem, și îi place. Avem o meserie frumoasă. Uneori e obositoare, de ce să mințim, da, și da, să spunem că noi suntem cei mai fericiți de pe lumea asta, că suntem și noi oameni. Păi sunt, da, în nopțile plecate nopțile de acasă, nedormite. Nu sunt deloc benefice pentru organism. Da. Dar asta este, pentru cântec face multe. Și pentru sufletul omului. Cum s-a numit prima piesă? Frunză bătută din vii, firea neicuță, firea să neicuță fii. Să, da, fi. Tot discutam aici cu Cristina, da, că îmi place piesa asta. E prima piesă pe care, după asta, te cunoșteam eu înainte. Asta, da, e Cristina Simion. Așa, da, și tot a venit vorba de piese, ne mai cânti încă două piese. Sigur, cu mare drag. Piesa Mărgărita Rânflorit. Da, neica al meu n-a mai venit. Și slugă la inima ta, slugă la inima ta, vai cum sună. Cum sună piesa asta? Asta e o piesă de dragoste. Haideți să o dedicăm, da, cu drag, tuturor celor care ne urmăriți la această, cu drag, la această, da, oră, dragilor. Să umpli pe drum nebun și să tânjești viața ta.
după ce ai iubit odată, ți-aduce aminte, Nicuță, când stăteam în grădinuță, îmi împleteai cozile și-mi sărutai buzele. Nici luna, nici stelele nu mi-l adă pe Nica, nici mărgărita rufăre nu mi-l fac să vină-n coac. Spune Cristina. Haide, spune, nu sau da, de vrei să... Bă, cea mai frumoasă de cloșă. Da, da, zice să fiu slugă și stăpână. Și stăpână. Adică e cu dusul întors să-ți dorm o noapte pe mână. Să-ți dorm deci nu chiar slugă în da, 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 acel da, cuvânt. Da, ceva frumos, știu, cine vrea să înțeleagă, da, pricepe. Like, sluga inimii, da, dragostei nu, tale. Nu, dragostea asta, cu năbădăi. Da. Cristina, te consider un om împlinit din punct de vedere personal, dar și profesional, nu? Da, sunt, să zic așa, sunt o femeie foarte împlinită, nu împlinită. Foarte împlinită sufletește. Asta pentru că important. Am două comori, am doi copii minunați care cred că nici nu mai vreau nimic de la Dumnezeu decât pe ei doi să mi țină sănătos și eu lângă ei cu soțul un soț meu. Minunat. Un soț albume minunat. Albume câte ai? Trei albume și vreo trei compilații. Și mai vreo aștept... trei compilații și urmează și un urmează... alt album. Ai văzut că merg compilațiile acum, nu? Merg, da, da. Păi se... pe asta mă axez este... în ultimul timp. Cam am început și noi popularii să trecem așa la chestiile astea care le făceau, mergeau mai mult în muzica ușoară. Da, asta cum fac câte un hit. Da, câte un hit pe an. Da. Și așa și este. Păi ai da. Văzut, scoți un album,
mergi numai cu o piesă, două, le filmezi, le promovezi, da, și restul lumea nu le cunoaște. Noroc cu internetul, care ne ajută, păi, dacă... foarte mult. Cristina are și Facebook, da, da? Da, da, așa, da, că lumea te găsește. Da. Mergi la nunți cu formația ta? Merg sau la numai... nunți cu formația mea, merg la nunți și cu alte formații. Deci mergi și separat, și cu, separat, ca invitată, cu cora, nu ești legată numai de formație. Asta este un lucru bun. Da. Pasiune așa mai deosebită, în afară de cântat, ce pasiune ai? Pasiuni să mă plimb prin magazine de haine, să-mi să cumpăr și să... Da. Să te relaxezi, că... să mergi la sală, exact, mergi? La sală nu. La masaj? Din punctul ăsta de vedere sunt... Nu. În natură îți place așa să mergi? Să... Foarte mult, foarte mult. Din păcate nu prea avem timp. Poate la munte, da, îți place mai mult la munte sau la mare? Păi am fost sâmbătă, săptămâna trecută, până să merg la programul de nuntă, am plecat mai devreme de acasă, că am vrut să fac poze cu fiica mea, cu viitorul ginere, cu soțul. Ai separat ședințele foto acolo? Da, că acum... am fost la mănăstire, de am făcut poze. Deci, l-am rugat pe... credincios. Da, pot spune, nu prea merg tot timpul pe la biserici, că nu-mi permite timpul, dar eu l-am pe Dumnezeu pretutindeni cu mine. Asta deci este oriunde mă aflu, important, îl simt alături de mine și eu, nu știu, poate că fac un păcat, că astăzi și o zi mare, nu știu dacă trebuie neapărat să fii în casa Domnului ca să-L slujești pe Domnul. Și ca să te rogi. Te și ca să te rogi. Și la tine te acasă. Poți ruga oriunde. Eu de câte ori trec pe lângă vreo biserică, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce mi-a dat și ceea ce sunt. Și ne spunem rugăciunea inimii, care, da, e cea mai sfântă. Așa, da, și eu simt că mă ascultă și că mi-a dat tot ceea ce am dorit. De fapt, nici nu i-am cerut prea mult, că nu vreau să-L supăr. Așa este, că știi melodia, îmi place foarte mult melodia colegii noastre, Marcela Fote, Doamne, da, cât ți-am cerut, tu mereu mi-ai dat mai mult, mult, da, știi? Da. Vreau să te provoc să-mi cânti și mie o strofă dintr-un cântec. Ce zici, poți? Da, da. Din ce vrei, uite, tu, așa, scurt, scurt? O să ți cânt un fragment dintr-una din doinele pe care eu mergeam acum cu foarte mulți ani la festivaluri. Să ne amintim cum cântam noi la festivaluri și publicul, da, era... Ieri în codru mă dusei și o frunză mi-a lesăi și o frunză mi-a lesăi mi-a lesăi și o rupsăi mi-a lesăi și o rupsăi. Și eu mai mergeam și cu... Deci piesa Marie Ciobanu. Da. Uite cum s-a făcut pielea de găină, pentru că nu degeaba mi-ai spus că îți plăcea și îți place mea, da, Marie, da, da, Ciobanu. O divinizez. Ai și un timbru așa foarte special și faci și multe floricele din gât. Ești o gorjeancă adevărată. Să rămână, mulțumesc. Să te țină Dumnezeu sănătoasă, asemenea, să țină glasul, să faci numai lucruri frumoase. Așteptăm și materiale noi de la, da, tine. O să facem și filmări luna asta. Sigur, și de data, da, asta nu să ne mai facem pe la Curtișoara, poate le facem găsim în altă locație, zonă, da, schimbăm locația tot undeva în natură. O să cu anunțăm drag pe Facebook pe dragii noștri telespectatori. O să fiu nelipsită. Ai cumva întâmplări mai haioase de la, eu știu, evenimente? Ți s-a întâmplat ceva, da, mai, ia spune-mi și mie ceva, că sunt curioasă. Mi s-a întâmplat să la o locație, fie la etaj și la parter. Și m-am dus cu băieții fără să mă interesez. Am instalat sculele la etajul 1, unde trebuia să cânte altă formație. După ce le instalat, am zis, bună seara, bine ați venit. V-ați spus la masă? Nu la masă, am apucat să instalăm mai mult de 3 sferturi sculele. Da. Și apoi a venit un domn la mine, pe care mi se părea că nu era socrul cu care am făcut eu contractul. Și atunci... Spre, mi-a fost așa o rușine, vai, dacă puteam să intru undeva, să nu mă mai văd, cât sunt eu de micucică, dar aș fi vrut să nu mă mai văd de rușine. Și atunci am zis, dar sunteți socru. Sunt socru, da? Da, păi noastră, și nu sunteți domnul Marcu. Nu, nu are jos la parte. Și acum, du-te, ia, norocul tău că nu te-au pus băieții să cartu sculele, nu? Nu, nu. Că și sunt multe, să ți se rupă și un toc, să... Da, la altă, da, nuntă mi-am uitat pantofii acasă, a fost pe la Țicleni. Ah, norocul că am fost foarte aproape și am trimis soțul să-mi aducă pantofii. Și să-ți ui și brâu și să-ți ui și o cămașă. Întâmplă, și mai, dar sunt Doamne, frumos, Doamne, când ți-aduce aminte așa de... Știi cum e, Betty? Tu știi, de fapt, și știu și cei de acasă care ne văd. Nu există perfecțiune umană și mai facem câte bubuioacă. Da, și ne amintim cu plăcere, foarte, da? Foarte, sigur.
pe ultima 100 de metri, că nu știu dacă îți vine să crezi, dar emisiunea da, s-a gătat. Și te mai invit încă o dată să mai discutăm, că avem ce discuta. Sigur, da, o să mai da. Fie episodul 2, episodul 3, cu mare drag, cu mare drag. Așa că pe final de emisiune, dacă vrei să le adresezi câteva cuvinte. Sănătate maximă tuturor cei care ne privesc, tuturor celor care ne privesc. Sănătate cât cuprinde sufletul lor și până peste să dea. Înțelepciune, că astăzi e o zi sfântă, și tot ceea ce își doresc dumnealor. Noi îți mulțumim că n-ai fost și alături în această seară. Între invitație. Dragi spectatori, să nu uitați că în această seară puteți revedea emisiunea la ora 23, duminică la ora 20. Până joia viitoare, Elisabeta Vasile vă dorește numai bine, să ne revedem cu bine joi, iar în această seară să fiți sănătoși și alături de cei dragi, bineînțeles, urmărind emisiunile noastre în continuare. La revedere! La revedere! Doamne, câți dușmani mi-ai dat, parcă i-ai fi semănat. Se facă trec pe uliță să-mi vadă peste portiță. Nu am avere nici bani, nu fapte plac la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi mergeau. Nu am avere nici bani, nu fapte plac la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi mergeau. Aș avea parte de bine câți dușmani am lângă mine. Aș mai trăi două vieți să le fac pomeni la toți. Nu am avere nici bani, nu fac pe plan la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi negeau. Nu am avere nici bani, nu fac pe plan la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi negeau. Mă rog, Doamne, către Tine, dă-le bani, dă-le și zile. Dă-le, Doamne, ce le-ai da, să uite de grija mea. Nu am avere nici bani, nu fac pe plan la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi negeau. Nu am avere nici bani, nu fac pe plan la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi negeau. Ține-mi, Doamne, toți dușmanii să-mi poată număra anii, să ajungă la mâna mea, să vadă că nu sunt rea. Nu am avere nici bani, nu fac pe plan la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi negeau. Nu am avere nici bani, nu fac pe plan la dușmani. Nu le dau nici nu le iau, nu știu cum îi negeau. Nu trece o zi cu
suspine inimioară, inimioară. Lacrimi pe față, inimioară, inimioară.